La începutul săptămânii viitoare, buletinele necesare sufragiului din localitatea Telești vor fi tipărite, urmând să fie aduse în județ, unde vor rămâne sub cheie până în ziua votului. În cursul zilei de ieri, colegii de la Instituția Prefectului Hunedoara au aprovizionat hârtia de tipar pentru tipărirea buletinelor de vot de la rezervele, Agenția Rezervelor Statului, sucursala de la Sibiu. Noi am transmis tot și noi am achiziționat în SEAP serviciile de tipărire a buletinelor de vot tot la tipografia la care tipăresc colegii din Hunedoara. Am obținut de la Biroul Electoral de Circumscripție Telești bunul de tipar și am transmis la tipografie, urmând ca cel mai probabil marți pe 31 să fie tipărite buletinele de vot. Vom merge acolo însoțiți de jandarm să le ridicăm și le vom depozita la sediul instituției prefectului județului Gorj, urmând ca în preziua alegerilor, pe data de 4 noiembrie, să le distribuim președintelui și locțiitorului secțiilor, biroului de circumscripție, împreună cu primarul, urmând ca în după amiaza acele zile să fie distribuite pe secțiile de vot. Se vor primi peste 2000 de buletine, cu 10% mai multe decât necesarul. 2500 de buletine de vot, este inclusă aici și acea rezervă de 10% și din documentele pe care le-am primit de la Autoritatea Electorală Permanentă vom primi 2244 de timbre autocolante, pentru că atâția sunt cetățenii de pe raza comunei cu cărți de identitate. Alegerile pentru primăria Telești vor avea loc duminică 5 noiembrie.